Echipa Clubului Sportiv Municipal Suceava a pierdut sâmbătă duelul cu liderul Seriei Est a diviziei A2 la volei, tricolorul Ploiești. În pofida înfrângerii, sucevenii rămân pe locul 2. În penultima etapă a sezonului regulat din seria de Est a diviziei A2 la volei, echipa Clubului Sportiv Municipal Suceava a pierdut sâmbătă duelul cu liderul Seriei Est, tricolorul Ploiești, cu scorul de 0-3 la seturi. Sucevenii, pregătiți de antrenorul Victor Pancu, au avut de înfruntat o echipă profesionistă în care s-a investit foarte mult și care va promova mai mult ca sigur în prima divizie. Primul set a fost unul extrem de disputat, cu o echipă gazdă care a avut spre final un avantaj de 4 puncte, scor 19-15. Din acel moment, gazdele au ratat servicii, au atacat în blocaj de 2 ori și au dat un atac afară, iar echilibrul s-a rupt, oaspeții câștigând cu 25-21. Începutul setului 2 a aparținut în totalitate ploieștenilor, care au profitat de lipsa de concentrare și multiplele greșeli ale sucevenilor, conducând la un moment dat cu scorul de 9-1. CSM Suceava a revenit treptat în joc, dar avantajul era deja prea mare, oaspeții făcând 2-0, după 25-19 în setul 2. Cel de-al treilea set a fost unul destul de echilibrat, în care sucevenii au condus în prima parte, dar avantajul nu a fost decisiv. Oaspeții au revenit pe final și au încheiat meciul cu 25-22, fiind neînvinși în acest sezon al diviziei secunde. Antrenorul sucevenilor, Victor Pancu, a declarat că nu reproșează nimic elevilor, deoarece dorință de victorie a fost, dar au întâlnit o echipă ce a făcut un joc foarte bun, un adversar profesionist ce își plătește jucătorii cu salarii de la 1500 de lei în sus și asigură toate condițiile pentru performanță. Totuși, el a observat că jucătorii tineri de la CSM Suceava nu au evoluat la potențialul lor, fapt ce a dus la fracturarea partidei. În meciul cu liderul din Ploiești, CSM Suceava a folosit un lot format din sportivii Sasu, Orășanu, Huțuleac, Petraru, Ștefure, Andone, Gontariu, Lupuleasa, Bocancea, Amariei și Mihuț. La oaspeți, evoluând în teren, suceveanul Răzvan Purice și fostul jucător al CSM-ului Ștefan Someșan. În ultima etapă, CSM Suceava este obligată să câștige cu CSU Știința București pentru a se menține pe locul 2 în serie, poziție ce o va ajuta să evite 2 sau 3 meciuri în faza următoare și să treacă direct la turneul de promovare, unde vor fi 4 echipe.